FCSB a învins Corvinul Hunedoara cu 3-0 în Supercupa României disputată seara la București. Corvinul a intrat bine în meci și a creat ocazii prin Roger și Neacșa, însă bucureștenii au fost cei care au deschis scorul în minutul 21, printr-o lovitură de cap a lui David Niculescu. 1-0 a fost scorul la pauză, însă în a doua parte a jocului FCSB a fost echipa care a dominat, fapt concretizat și pe tabela de marcaj. Campioana României a mai punctat în minutul 52 prin Marius Ștefănescu cu un șut la colțul lung și prin Luis Felipe în minutul 80, care a înscris din 6 metri cu poarta goală. Florin Maxim a remarcat evoluția bună a jucătorilor săi în prima repriză, apoi spre final a admis că a existat o singură echipă pe teren. Da, și eu am simțit, mai ales prima repriză, am simțit chiar că puteam mai mult. Am avut două, trei situații foarte bune de a intra în joc. Mă nemulțumește puțin că am luat acel gol, prim gol, foarte ușor. La pauză, cu toții eram conștienți că se putea mai mult din prima repriză. Intrăm în a doua repriză și facem cadou golul 2. După care, așa a fost. Ne-am pierdut reperele. N-a mai existat decât o echipă pe teren. Cumva trebuie să ne obișnim cu astfel de jocuri. Capitanul Corvinului, Alexandru Neacșa, a precizat că valoarea superioară a adversarului și-a spus cuvântul. E clar că rezultatul nu e cel dorit de noi, dar să fim sinceri cu noi, am întâlnit poate cea mai bună echipă la momentul de față din România. O echipă cu jucători foarte buni. S-a simțit pe teren lucrul ăsta, cu jucători de calitate care au făcut diferența în momentele cheie. Peste 15.000 de spectatori au luat parte pe stadionul Steaua din București la Supercupa României.